Cei de la Logitech sunt atât de darnici, dude, adică nu numai că mi-au trimis noua lor cameră web, Brio 4K Stream Edition, care se spune că e foarte, foarte șmecheră pentru youtuberi, ca mine, care folosesc Facecam, ba, mi-au mai trimis și acest minunat mousepad, bă, care e atât de mare, încât atârnă, frate, pe biroul meu improvizat, pentru că ăsta nu e un birou, nu știu, am găsit și o masa asta pe aici, pe la oamenii la care stăm în chirie și o folosesc eu drept birou, dar cel mai important lucru, camera asta. Bun, hai să luăm cuțitul, ia să vedem cum o deschidem, oameni. Buni. Camera asta, repet, se spune că ar fi foarte, foarte șmecheră. Stai așa că scria pe aici pe undeva 1080, hai mă, așa, 1080 60 de FPS-uri. Genial, frate. Eu în momentul ăsta folosesc un 920 pe care îl voi înlocui cu această minunată cameră care arată și mai sleek, așa, e ce șmecher arată, doamne. Și cel mai probabil vom vedea o creștere foarte mare, perfect, e greu, bă, frate, să tai cu stânga, tai din gură, o creștere foarte mare, nu era să zic moare, o creștere foarte mare în calitatea facecam-ului meu, spunem că nu l-am găurit, deja l-am murdărit, nu? Mousepad-ul meu, dude. Nu, serios, știi ce-i șmecher la el? Că pe el pui și tastatura și mouse-ul și nu e problema aia veche de la mousepad-urile vechi și mici, frate, când voiai să dai un 360, oare cum deschid eu chestia asta? Un 360 cap pe canter și îți sărea mouse-ul de pe mousepad. Nu, boss, nu există așa ceva. Stai că am uitat să tăiem în partea asta. Uite, am tăiat, de ce nu? Ieși mă afară, mă așa. Nenorocitule, ieși afară, cameră, e timpul să treci la treabă. Opa, așa, o să vă las, desigur, oameni buni, un link acolo așa în descriere dacă vreți să vă apucați de YouTube și aveți nevoie de o cameră web pentru Facebook. Okay. Așa, bun, hai că am reușit. Dacă aveți nevoie de o cameră web pentru facecam-ul vostru, așa, ia uite frumos, o să lăsăm cutia acolo așa. Poate vă luați ceva de genul ăsta. Oh, stai, boss, că acum vine partea foarte... Stai să schimb mâna. Partea foarte șmecheră când scoatem. Oh, bă, deci a fost sexy de tot. Ia să vedem ce scrie pe aici, pe aia. Scrie Logitech, văd o chestie acolo. Ce-i aia? E un fel de senzor sau ceva. Ok, acolo e camera principală, mai are ceva pe lângă. Mamă, interesant. Hai să o scoatem din cutia asta. Ce vom face, oameni buni? Vom face un test de facecam cu webcam-ul meu vechi și apoi cu ăsta nou ca să vedem o diferență. Stai că mai e ceva ce se ascunde în cutia asta și se deschide foarte ciudat cutia. Se deschide numai într-o parte, uite așa, și trebuie să tragi cu ambele mâini. Uite, am reușit. Ah, ok. Bun, ia să vedem ce e aici. Oh, doamne. Ok, o hârtie, două hârtii, o chestie, ca un fel de balama. Ok, ce mai avem pe aici? Niște fire și a căzut ceva pe jos. Ce-i asta? Ah, e probabil un fel de... nu știu cum se cheamă în română. Se cheamă în engleză microfiber towel, no? Ah, nu, e altceva, mă. E un săculeț, oameni buni, dacă vrei să-ți pui webcam-ul în săculeț. Nu știu de ce ai vrea să faci chestia asta, pentru că webcam-ul ăsta nu o să mai plece de acolo. Da, de acolo. Dar nu contează, ia să vedem cum îl scoatem de aici frumos, așa. Ok, aș avea nevoie de ambele mâini, dar ce să faci, mă, frate, când ești singur aici în cameră și încerci să faci un unboxing minunat, nu poți decât așa. Hai să-i dezlipim și chestia asta de plastic de aici. Dacă, stai că am răgușit, dacă mi-aș da seama acum, ai observat? Începeam să răgușesc și vorbeam, frate, zici că eram fumător de 40 de ani. Și dacă eu am 23 de ani, înseamnă că... Ei bine, mama a fumat cu mine. Bun. Nu, glumea, mama n-a fumat. Ok, hai să trecem peste partea asta. Hai să... Ok, am nevoie și de cealaltă mână. Ok, dați-mi o mână de ajutor. Așa, țineți de acolo, oameni buni. Bravo, felicitări. Mai țineți puțin. Așa. Bun, mersi. M-ați ajutat de minune. Ia să vedem. Are și o gaură în care o putem înfileta. Chiar aș vrea să găsesc o gaură. Știu că sună ciudat, oameni buni. Îmi trebuie o gaură. Uite, are... Unde e, mă, gaura? Am nevoie de o gaură ca să înfiletez această cameră pe suportul ăla meu de acolo, mă înțelegi? Și nu pot cu o singură mână, se desface ceva pe aici, asta e clar. Uite, avem și balamaua, poate cu balamaua facem ceva? Nu, posibil. Avem și firul. Băi, cred că avem tot ce ne trebuie ca să o punem la locul ei.
și să-i facem un test. Era cât pe ce să mă plâng, oameni buni, că acestei camere îi lipsește o gaură, uite, fix aici, o gaură de care aveam nevoie ca să pot înfileta camera pe acel suport pe care îl am eu acolo, dar apoi am observat că aici în instrucțiuni îți arată că poți cumva să scoți plasticul ăsta de aici, din cameră și apoi să înfiletezi camera pe un suport, deci hai să încercăm să facem chestia asta. Hai să facem și un test de facecam, oameni buni, deci ce vedeți în momentul ăsta este un facecam filmat cu Logitech C920, vechea mea cameră, iar ăsta este un facecam filmat cu noua cameră Logitech Brio. Dude, diferența este de la cer la pământ. În primul rând, imaginea este un pic mai clară. Am încercat să fac setările de la luminozitate și de la culori cât mai aproape de setările de la camera mea veche și în al doilea rând, 60 de frame-uri, Full HD, 60 de frame-uri, dintr-un webcam. Dude, facecam-ul meu o să fie atât de șmecher, o să mă doară ochii să mă uit la un video vechi filmat cu vechea cameră web. Damn, son! Mișcarea e atât de fluidă, ador 60 de frame-uri. Pentru că facecam-ul meu vechi era în 30 de frame-uri, știi? Jocul era filmat în 60 de frame-uri și acum facecam în 60 de frame-uri, o să tac din gură, ați înțeles ideea, genial, oameni buni. Hai să trecem facecam-ul ăsta și pe full screen, uite de aici, cam așa arată, oameni buni, full HD, 60 de FPS-uri, full screen de la o cameră web. Lumina de la mine din cameră e destul de proastă, dar văd că camera face față destul de bine. Hai să încercăm să o punem și în 4K, pentru că camera asta suportă și 4K. Da, clar nu vrei să folosești 4K-ul la camera asta. Ce vrei să folosești, frate? Full HD, 60 de FPS. Între noi fie vorba, nimeni nu cred că ar fi renunțat la 60 de FPS-uri numai ca să aibă un facecam 4K, pentru că facecam-ul oricum este destul de mic. Vedeți? Wait, unde mi-e jocul? Alo? Uite-l. Bun, vom pune totuși capăt acestui minunat episod aici, oameni buni, repet, puteți să-mi lăsați un like. Wait, n-am mai zis chestia asta până acum, dar nu contează, o spun acum, puteți să-mi lăsați un like, cam așa va arăta facecam-ul meu de acum încolo și sincer să fiu, nu aș fi putut să fiu mai fericit, frate. Mersi Logitech, sunteți foarte, foarte ca lumea, ador camera asta web și vă recomand și vouă dacă vreți să vă apucați de YouTube. Este genială, facecam-ul, un rând de aplauze pentru el. Până la viitoare, pa, pa!